Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă prezint noua mea mașină, Crafter 2023, da? Vreau să vă arăt și vouă că tot venise vorba acum câteva zile în urmă că nu am aer condiționat și astea. Păi, a venit noutatea. Vreau să vă arăt și vouă ce dotări am în plus față de vechea mașină și care sunt diferențele și să o vedeți și voi. Acum pot să vă arăt, că nu are încă logo-uri pe ea, o să-i pună, cred. Eu i-am zis să-mi dea așa șefului, dar nu știu dacă o las așa. Așa că o pot filma acum, că după nu prea mai am voie. Știți problema mea cu firma, Cucu, când nu mă lasă să mai arăt ceva cu logo-ul. Bine, că eu mă mai filmez cu tricoul pe mine și astea, dar nu vreau să mai arăt duba și pachete și chestii și în depozit. Așa că asta este duba, totul nou, da? Cauciucuri noi, se vede, da? Suspensii, chestii noi, aici nu e murdară, adică astăzi e prima zi la mine, da? Prima zi la mine care eu o conduc, cum ar veni. Sunt primul proprietar, bine, proprietar e șeful, dar eu sunt primul care a condus această mașină. Bine, are 500 de kilometri, avea 500 de kilometri dimineață, am mai mers 100 cu mașina astăzi, are 600 de kilometri, adică nouă, 600 de kilometri, da? Crafter 2023, luna trecută a fost fabricată, luna 5-a, în luna 6-a eu o conduc, adică asta este mașina, cameră în dotare, nu mai avem China Market, cum aveam pe cealaltă mașină, da? Totul nou, hai să vă arăt cum arată și în spate, bine, am pachete acum, dar să vă arăt că nu mai am placajul la maro urât, ce urât era, da? Negru, curată, doar urmele mele de praf. Sunt pe aici, vedeți, da? Și uitați-vă cât de mișto e înăuntru, cât de frumoasă e. Mai avem placajul la urât din lemn. Bine, acum asta e plastic. E mai sensibil, dacă îi dai una aici, se sparge. Dar lemnul ăla nu se spărgea. Acolo în față avem un loc în plus. Adică la cealaltă mașină nu aveam locul ăla de acolo. Vedeți, acolo pot să bag pachete mici. Bag pachete mici acolo, frumos, sau ce mai ai tu prin dubă, ce vrei să bagi. Da. În rest e cam aceeași dubă, da? Dar numai că e mai frumoasă. Așa că hai să vă arăt și la interior. Să vă arăt și la interior, da? Totul curat. Ce faci la prima zi, rata de rezervă e acolo, tot ce trebuie. Da, se vede, da? Adică prima zi de curierat acestei duble la mine. Hai să vă arăt întâi motorul. Nu mai avem scaunul rupt, nu mai avem nimic. Totul curat. Totul curat, da? Hai să vă arăt și motorul cum arată. Un motor nou. Da? Un motor nou cu 600 de kilometri. Cam așa arată un motor cu 600 de kilometri la bord. Adică totul super curat. Mamă, ce frumos e. Ce frumos e. Ți este milă. Ți este milă să mergi cu această mașină. Să mă murdărești. Să mă strici. Na, acum, botește-o pe asta. Că plătești. Plătești o grămadă de bani, da? Ați văzut cum arată acel motor? Curat. Cauciucuri Continental. Frumos. Tot ce trebuie. Adică altă viață. Da. Și haideți la interior să vedem ce dotări are în plus. Nu are cine știe ce, dar avem cel mai important. Avem navigație și aer condiționat. Da? Nu mai zic ce ușor merg pomenzile, adică schimbătorul ce bine schimbă și cât de stabil aici pare, adică nu știu. Servo, foarte bine. În rest, aceleași uși, numai că sunt mai curate, așa, avem aceleași dotări pe el, numai că avem navigația asta, frumos, cu touch, ia să vedem, da? Stați așa să vă arăt și cum se vede camera, nu? Altceva, adică cum vezi cu o cameră originală, din fabrică, și cum vedeam cu panorama aia de cameră China Market, adică vezi foarte bine. Este tot în spate, adică prea ai cum să obușești atunci când ai cameră, da? Senzor, tot ce trebuie. Așa.
Și livrăm coletul acum, nu? Numai că n-ai senzori buni, că n-ai cameră, e altceva. Confort la condus. Hai să livrăm un stop ăsta. Acum să vă arăt cât de bine se vede. Eu trebuie să bag pe portița asta de aici, care o vedeți pe cameră. Da? Uitați ce frumos. Vedem. Păi pe camera aia China, ce să vezi? Să bagi tu cu spatele. Bine, mă uitam în oglinzi, dar așa să te uiți doar în cameră. N-ai vei cum să bagi tu pe poarta, să te uiți doar în cameră. Dar cu asta cât de bine vezi în spate, adică vezi și lateral, vezi și în dreapta și în spate, de tot și în stânga și în tot. Foarte bine, adică nu ai cum să zici că poți da în ceva din greșeală. Da, frumos, nu? Ce frumoasă este. Ce frumoasă este Duba. Mișto. Tot ce trebuie cu touch. Da. Avem aer condiționat la 27 de grade, vedeți? Și kilometri 635, adică nou, nouță, fraților. Și avem și box aici, se aude muzica foarte bine în această mașină. Box aici, avem un bas pe ea, ca lumea. În cealaltă nu prea, se auzea gâjit, abia se auzea, dădeai la maxim, nici nu puteai să dai la maxim, că se auzea foarte urât. Și asta este Duba, da? La 27 de grade stai ca bosune, adică aer condiționat frumos, dăm la 2, răcoare, altă condiție de a livra colete. Uitați și voi ce curate sunt astea. Încercăm să le întreținem, să nu le murdărim. Totul curat, vedeți numai urmele mele de praf pe aici. Frumoasă, și avem și suportul ăsta sus aici, unde mai putem pune ceva. Adică loc de depozitare și acolo avem și buton de urgență aici la SOS. Da. Astea sunt vechi, de știți, le-am lipit și aici. Și cam asta este Duba. Da. Cam asta este Duba, da? A, avem aici USB-C. Nu mai avem USB-uri, avem USB-C. CarPlay, da? App Connect, CarPlay. Mișto, o să ne conectăm la ea când avem cablu. Da, fraților, mișto, nu? Spuneți voi, dacă vă place. O, Duba, altă condiție. Frâna de mână, ce tare e. Nouă, adică, vorba aia. Altă viață acum. Ia să vedem, să dăm cu spatele, da? Spate se vede foarte, foarte bine, adică vezi și lateral, vezi și până în spate de tot, adică nu ai cum să dai în ceva, să bușești ceva. Adică una e când e camera originală din fabrică, una e când ai o chinezărie de aia. Abia vezi în ea și vezi un pic fundul mașinii. Vedeți cât de bine se vede, senzori față, spate. Adică nu ai cum să o lovești. Doar să nu fii atent deloc, adică nu știu, să adormi la volan. Dar în rest nu ai cum să o lovești pe asta cu camera asta și cu senzori. Da, v-am zis, mașina merge foarte, foarte bine. Ce înseamnă o mașină nouă, acum văd și eu ce înseamnă să ai o mașină nouă, nouță, cu 600 de kilometri. Adică e altceva, fraților. E altceva, să ne asigurăm. Acum sper să nu am evenimente neplăcute. Că na, la curierat știți cum e, toată ziua ești în viteză. Toată ziua fugi, alergi și se întâmplă. Ce să vă mai arăt? Cam asta, am vrut să vă țin și pe voi la curent cu noua actualizare. Tot era vorba acum câteva zile, v-am zis, de aer condiționat, că e greu, că e cald, chiar era cald și este cald. Și mamă, când mai alergi cu colete și cu astea, chiar că te ia toate transpirațiile. Și nu prea e bine. Bine, mai bine cald decât frig, adică e mai nasol. Și cam asta este, fraților, cam asta este Duba. Da, start, stop, s-a oprit. Cam asta este Duba, am vrut să vă arăt și vouă, să vă țin și pe voi la curent. Sper că vă place noul Crafter 2023, luna 5-a, da? E mic acum, are puțin kilometri, dar eu o să fac cam 300 pe zi, o să-i adun kilometri. Da, o să iasă din garanție.
Așa că, fraților, sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Eu am fost Cristi Panainte, Bor, și până data viitoare eu vă salut și multă baftă tuturor. Pa!